Mulți spun despre Sonos că este un fel de Apple al sistemelor audio. Asta pentru că oferă produse bune, calitate audio bună și cu o experiență ușoară de utilizare. Și eu zic că așa este. Eu am testat inițial un sistem de la Sonos și mi-a plăcut atât de mult încât ulterior l-am cumpărat, așa că acum am casa plină de speakere de la Sonos. Pe bune. Acolo este un Sonos. Și aici este un Sonos. Acolo este un Sonos. Și acolo este un Sonos. Și aici este un Sonos. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci despre noul lor bookshelf speaker, Sonos Era 100, mă rog, să-i zicem Era în română. Iată-l, așa arată. Am varianta pe negru, există și pe alb. O formă cilindrică, destul de greu, apropo. Am aici un One SL, ca să vi le arăt unul lângă celălalt. Vedeți că acesta e un pic mai scund și, mă rog, le vedem din toate direcțiile. Mai sunt diferențe aici în partea de sus, despre care o să vorbim în curând. Ce vine în plus, Era 100 din punct de vedere hardware, cu un procesor cu 47% mai rapid, cu un soundstage mai amplu și cu un woofer cu 25% mai mare decât la un Sonos One. Alte noutăți, la design acest slider de volum, care este foarte ușor de folosit, are aici și un buton pentru activarea sau dezactivarea asistentului vocal. Din păcate nu merge cu Google Assistant pe care îl folosesc eu. În spate, aici se conectează la priză, la fel ca la celălalt. Dar aici mai avem un plus, conexiune Bluetooth. Și inițial m-am gândit, băi, de ce trebuie conexiune Bluetooth dacă ai deja wireless? Și este un scenariu de folosire foarte util. De exemplu, stai la casă și nu știu, nu-ți ajunge Wi-Fi-ul în subsol sau în garaj, așa că poți să-l iei și îl bagi în priză, îl conectezi pe Bluetooth. Altă chestie, aici vedeți intrarea pe Lightning. Cumpărați un adaptor de la USB Type-C la jack și îl puteți conecta la un laptop, la un PC, la un, nu știu, sistem audio mai vechi. Și nu în ultimul rând, aici avem un buton care activează sau dezactivează microfonul. Și un mare avantaj din punct de vedere al sunetului este funcția de True Play. Pur și simplu pui speakerul, difuzorul undeva în cameră, activezi True Play și el îți configurează sunetul în funcție de poziția în camera difuzorului. E foarte tare, o să vă arăt procesul pe scurt. Cum se aude? Foarte bine pe scurt. Basul e foarte pronunțat. E efectiv uimitor cât de mult bas poate să scoată o cutiuță așa de mică. Și cred că dacă nu am fi avut deja un sistem format dintr-un Sonos Ray și un Sub Mini, cred că am fi luat un Era 100 și ar fi fost de ajuns pentru sufrageria noastră. Așadar, îl recomand cuiva care vrea sunet bun într-o anumită cameră și are nevoie de un smart speaker. Eu l-aș recomanda ca speaker principal și atât, dacă nu vreți să cumpărați un subwoofer sau un soundbar sau ceva mai avansat. Altfel, dacă aveți deja un soundbar foarte puternic în sufragerie, îl puteți folosi oricum pentru că garantat e mai rapid și mai simplu procesul de conectare prin Wi-Fi decât prin Bluetooth. Sau poate vreți pur și simplu să aveți muzică bună în altă cameră, în bucătărie, în dormitor. Îl luați, îl puneți acolo, își face treaba foarte bine. Ca difuzor pentru surround mi se pare un pic overkill. Mai ales având în vedere că costă undeva la 1400 de lei, deci va trebui 2800 de lei ca să faceți un surround cu două astfel de difuzoare pentru un sistem Sonos. Aș merge mai degrabă pe One SL, care e de ajuns de bun pentru surround, nu vă trebuie mai mult, sau pe varianta și mai ieftină Symphonis de la IKEA. Cam atât despre Era 100, mulțumesc că v-ați uitat. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi un comentariu ori aici, ori pe blog și discutăm mai în detaliu. Salut!
Și un malt are avantaj... Puh, malt are...